Copiii care s-au născut la oraș sunt obișnuiți să petreacă vara la țară, unde se joacă toată ziua cu vecinii, dar mai ales cu verișorii. Iată că, odată cu trecerea timpului, lucrurile se schimbă. După ce cresc mari, verișorii născuți la țară sunt acei care vin la oraș. L-ai angajat, după asta îl dai afară. Cum să-l dau afară? Îl dai afară, după, nu știu, vreo săptămână acolo, îl dai afară și gata, bă. Vitalic! Băi, Vitalic! Vitalic! Hai, băi, și te faci că nu mă auzi și eu nu văd că mă auzi. Deschide poarta să intru în ograd normal. Și, băi? Și te-ai supărat? Tu ai venit să-ți dau ceva, așa-i? N-am mai venit eu să-mi dai nici, nu-mi trebuie nici, eu am venit să-mi cer iertare. Să-mi tii găinușa, oșoarele, așa-i? Jumeriele, tăt și halavărul. Da, și s-o mântui, Vitalic, am tăi să te vădă-i. Hai, deschide-i. Ei, când am fost la tine, unde eram verișorul tău iubit? Dar nici n-au observat când te-ai dus, înțelegi, eu parcă eram așa, parcă ieșim în oraș, amândoi, să ne astea, și când colo tu nu ești. Auzi, dă-mi voie să Tehnograd. Hai, băi, că-i soare, băi, și pasar gardul. Auzi, dă-i măcar să-mi încarc telefonul cu ceva, e descărcat, nu, nu pot, dă-mi un prelungitor ceva, să-mi din Tehnograd, măcar, dacă nu-mi dai voie, dă-mi măcar să-mi încarc telefonul la tine. Băi, nebunule! Dar cum să-l încarcă-i? Nu să-l bag? Dar bagă măcar să-mi cur, că eu unii nu-ți dau. Hai, băi, că ne râde satul, băi, Vitalic, băi, te-ai voi sunt în ogradă, băi. Disa ne-aș, da? Acum eram mit, te băi, eram ca frață, băi. Eu pentru tine, tu pentru mine, tu ți-ai minte și creiește. Tu ți-ai minte că m-ai uitat la zapravcă? Dar nu te-am mai uitat eu la zapravcă, pur și simplu mă grăghiem. Da? Și erai cu mască și nu i-am dat seama că ești cu mine. Acolo tăți cu mască. Dă-i măcar o cană de apă. Băi, două măhăli mai încolo este fântână. Dar tu ai fântână ogradă-i. Băi, eu am două burlane de apă și nu-ți dau apă. Vrei să te duci, du-te la bar. Dar n-am, că am fost, dar chiar mă cu cardul achis. Dar unde cu cardul s-a achis la tine la bar aici, mahală? Am niște euro, schimbă măcar, te rog, 50 de euro. Cât de cost, știi? În oraș e 19 lei, 20 lei aproape euro. E, nu. 10 lei dacă vrei. Cum cu 10 lei îl schimb euro? Hai și așa, măcar, dar... Hai, băi, deschide, te rog, ei. Dă, băi, strec în ogradă, băi, că mă bate soarele aici. Tu n-ai timp, tu ai venit să-ți dau vă o găină, vă o banc, jumieri, ceva. Tu ori ești în concediu, ori ai venit să-ți dau. Tu așa n-ai când. Dar și are o aici, băi, că nu deodată vin numai pentru carne, băi, să o fim tu pentru ou. Și grăiește, ei. Hai, Vitalic, ei. Dar ții minte. Acuna Matata, Vitalic și Valera. Acuna Matata, nu fi supărat. Și să nu-ți piese, fără grijă să trăiești. Care era dors să te văd că totuși e bine aici la tine, că e frumos. Tu te-ai supărat, îmi pare că, sau poate eu mă greșesc. Și eu vreau să-mi cer iertare. Vitalic. Ce iertare? Și suntem la iartă-mă? Nu, Vitalic, cum suntem la iartă-mă, dar... Eu sunt prieten cu popa, duci ce iertare la biserică, numai nu aici la mine. Vitalic, știi că greșe îi omenește, dar să ierți asta e cu sfințenii dumnezeiești. Eu îmi cer iertare de la tine, Vitalic. Uite, dar ții minte, eram cu chii când se începe sâmbata, emisiunea surpriză, ții minte când veneam, și timp nici nu ieșeam în drum, ne uitam la emisiunea aceea, când veneau din Canada, verișori, din Australia, acolo și când zidea tante și ieși la schinare, veneau surpriză, dacă închipui tu că eu aminte așa și-ți fac o surpriză, așa e frumos, plăcut. De unde vine tu ai? De unde vine? La Chișinău. La Chișinău, zvălitor de băs și el zice că încurc Canada, Italia cu Chișinău. Nu, Vitalic, nu m-ai înțeles. Eu, tu ai fost la mine, eu știu, am recunosc, coleac, te-am fugărit, dar și tu nu poți vii așa peste noapte și îmi dai bus, n-am și eu treburile mele. Uite, eu vreau să mă revanșez. Dă să te ajut ceva, pici prin gospodărie, la lucru, ți-mi eram copchii, să fac ceva. Bă, băieți, tu unde ai intrat? La mine în casă, încă intrat, încălțat, încă? Ia ca, vezi, specială ca să nici nu i-am dat seama. Iartă-mă, Vitalic, mă scuz. Uite, dă să facem așa. Dă să te ajut eu ceva la lucru aici. Uite, ca tu să vezi, cum eram noi copchii. Dă să-ți fac un cadou. Eu cu neamuri de astea, eu îmi fac singur. Eu am la tine și mi-ai dat o prăjoală și mi-ai scos ochii, mă știe jumătate de am. Și nu era o prăjoală, dar erau trei prăjoale.
Dar nu-i vorba în asta, Vitalic, nu-i vorba în asta. Dar pe mine e grăit, că i-ai dat, că Vitalic, nu-i vorba, nu. Uite, dă să-ți fac, un cadou aici, dă, că faci reparații, dă, nu știu, să te ajut ceva, poate-ți dau cu var, ceva cu vopsea, podul ăsta dă să-l schimbăm, ea, că văd că podul vrei să-l faci. Și faci... podul ăsta e făcut. Dă să-l, nu știu, să-l schimbăm, poate, ia uite. Cum să-l schimbă? Că eu nu de mult l-am făcut. Dă să-ți faci un, nu știu, la urmă ori un pod francez, că e la moda. Francez? Eu franceză nu știu. Nu, tavan extensibil, Vitalic. Care taivană? Eu în jetar nu mai știu. Nu, Vitalic, podă-i, podul, să-l facem normal, să-l îndreptăm, să-l facem alb, frumos. Așa nu-i drept. Nu, Vitalic. Mor și on fix așa pod și-o făcut în casă la toate camerele. Ia sună-l, dar cum? De ce ăla? De ce ăla, de altfel, de care vrei tu? Tu să-mi zici, important de care vrei. Nu, de care vrei, ia pe... Ia sună, sună-l pe Mor și on. Ia stai să-l sună pe Mor și on. Sună-l și ți-ai făcut frumos, aici e normal și gata. Așa cadou, Vitalic, îți fac eu. De-am un frumos să fie. Ei, pur și simplu, țin la tine mult, ai, Vitalic. Da? Da. Când m-a lungat, așa la trebuie să ții. Ții minte la zapravcă. Eu întotdeauna ți-am minte. Și crede-mă, așa că fără tu, variante de astea. Bună ziua! Bună ziua, bani am! Dar nu bani, mă, Joan, asta... Vitalic! Valera? Nu Valera, Vitalic! Ce e tale? Am înțeles, mă, tale acolo, îmi spui cu podurile, și ți-au făcut podurile. Ce? Podurile în casă, cine le-au făcut? Da, ce? Vrei pod ca la mine? Aș vrea! Vrea! Are carnet la mine cu numere. Nu-i zic că vrei să spui, băi, nu-i zic că vrei să spui, băi, ca să... Scriu! Auzi! Te auzi, stai o leacă! Ia un toc șofai, ia un toc șofai! Luxe! Denis! Luxe, Denis! Te aud, Luxe, Denis! Nu Denis, băi! Da... Luxe, Denis, punctem de! Mai gine, mă tare, ne spune numărul. Că aici cu Lux, Denis. 0 0 6 8. Hai, zi. Ai scris? Da. 0 6 8, ai scris, da? Am scris. Mai zi o dată. 0 6 8. Mai departe, moșul. Mai departe! 16! Așa! 16! Așa! 17! Hai, stai! Zis-l, repete! Zis-l, repete! Ia mai repet o dată! Mai repet o dată, moșu! 0-6-8! Așa! 16! Așa! 16! Aha! 17! Da, de bun, i-a întrebat când... Hai că când faci must, când faci must, întreabă. Moșor, dar când faci must, moșor? Când faci must? Da, tu mai tine la cules poamă, că îți o dai în două cu mine. La cules poamă, pune într-o cap, pune într-o cap. Hai. Mult găiești, moșor, ăsta nostru. Vitalic, eu mai scurt ți sun pe ieșe. Eu mă înțeles cu dânșă și îți fac podul. Haide, băi, Valera, că-i sara, băi! A unde duci, măi, Vitalic? La Păpșoi unde poți să mă duci? La Păpșoi? Da. Dar și numai noi? Da, și de. Nu știu, întreb și eu, zic că poate mai lăbi cineva, dar nu prea caldă. Nu mai este caldă, că aici nu e la oraș să mă duci. Ia uite, pe deal bate vântul. Nu, dar pe nu sfărâmă. Nu trebuie să ștem bate mâinia și eu leac de rou. Dar noi tăieți și punem jos, nu-i încărcă. A, da? Da. Totuși, parcă e prea cald, nu știu cum așa, nu? Ei, îți pare ție. O, uite aici, îmi parcă și cu podurile. Ia că, e ca așa, numai... Ia o aptat când cu podurile. Numai să nu meargă la lucru. Da, asta la noi, bună ziua, bună da, ziua. Eu v-am sunat. Nu a fost greu să găsesc. Pe jur am întrebat acolo, primul care l-am întâlnit, l-am întrebat, Vitalic, cum trăiește? Ei, asta e vireșorul meu, toată lumea îl știe. Vireșorul meu. Uitați-vă, noi suntem doi vireșori și eu vreau să-i fac un cadou. Vreau un pod frumos. Eu țin tare mult la dânsul și
Haide, măi, fățarnicule, atâta cu țâi că... Vitalic, ați făcut aici mai de la moșii One, el e un moș de-a nostru, da, el vă recomanda, apoi noi nu vrem pod ca la dânsul, dar vrem un pod mai frumos. Facem. Vă rog frumos, da? Vitalic, îl... Hai că eu cu casa mea, eu o să mă lămuresc, hai să văd și eu și poduri faci și voi. Vitalic, hai clarific tu că eu am uși vreau sumă, păi totuși mă duc la Chișinău. Ia ca podul. Cam eu n-aș vrea să schimb, că e stil de pilen și, mă rog, am făcut un de mult, dar vărul ăsta e eu. Hai, 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 și de-am... Mă rog. Și... Vreau ceva mai nou, ceva mai interesant, da? Da, da, vreau să vă întreb, și culoare el la să arete, așa? Orice culoare vă faci, vă facem orice culoare, sunt în catalogul grămadă culoare. Care m-am uitat eu și la voi pe internet, am văzut eu tătii. Dar dacă eu vreau așa o florșic pe el. Așa, sigur. Da. Sau dacă vreau într-un colț un soare și mi-a emit el două rânduri de copaci așa frumos. Facem, sigur, orice imagine care doriți, o personalizăm care vă place, cum vă place, vă facem machetul, designul, vă-l dăm. Unul la unul. Cum o vedeți așa și o să o aveți? Dacă spunem noi niște rieli, să-l tren și prin părți copaci verzi. Tot și posibil. Vă facem dacă vă place, nu mi-așa model, vă facem. Dacă ați facem noi pe pod niște animale de junglă, niște copaci. Facem. Urci facem. Orice. Da, nu știu că aștept și eu să Valera. Mă clarideriș. Mă rog, știi. Da, Vitalic. Și eu, băiați, au luat măsurile. Super, sau... ai pod, mă duc și eu, felicitări. Cum te duci? Pentru că ți-am ajuns la lucru. Dar am pus podul. Adică... Cum le-ai pus, el nu-i pus, e mâine o să-l pui. Eu luam măsurile și cu tine. Da, dar până la pui, Vitalic, gata. Hai, măi, hătem la popșoie, zic, mă ajut și el. Uai, Vitalic, dar nu spuneai tu că dacă te pun podul nu mai lucrez. Nu, la popșoie. Deci du-te tu la Culespoam. Bun la Culespoam. Acum nu știu nici ei orice, la nuc în dreapta. Băi! Băi! Și ură acolo și băi. Ia-să-i din jii, băi! Și băi, și debil, și iau vărul. Au și poamă așa. Opa, asta scutură. Ai! Oliu! Și gata ai venit? Da. Păi, apropo, am uitat să spune că... De 2 ani de-am nu mai lucrez și am dat-o la lider să prelucrez, că nu dovedesc. Da, mi-a spus și mie un om că m-a întâlnit pe drum și nu-mi zis asta. Da, m-am auzit în pușcături acolo. M-am auzit și eu, Svedic, în pușcă cu lughe. Poate? Dă o candea, te rog frumos, o dă-ți mâncăm ceva, că nu mai pot. Oooo, că mai răcoare în casă și... Dacă zice, mai obosit, o azi, Vitalic, mai obosit. E greu la țară, așa-i?
ce ai făcut ai, Vitalic? Și cu podul ăsta? Și nu Vitalic, da. Super Vitalic. Și... Casa mea, regulile mele, băi. Nu lucrezi, nu mănânci. Nu tu așa spune. Da, băi, dar eu am crezut că tu glumești, dar tu văd că tu te-ai uitat prea mult la Kim Jong-un sau ce înseamnă asta. Și ai, Vitalic, și... Te-o clinit tare, înțeleg. Eu ți-am dat comandă de un pod normal, dar și ea puțin că fac tătăt. Băi, e casa mea, regulile mele. Și vreau și ea pun pod. Asta am înțeles, tu te chești nimeni. Bun, Vitalic, eu din cerul scuz la tine. Gata, eu te iert. Da? Da. Bun, rămâi sănătos, mă duc eu că eu am sănătate, am viață trăită, cu tine ești atât că să mă distrug tot. Auzi? Dar și-mi dai o găinică? Nu, du-te, gata, nu. Am glumit, ei, am glumit. Las că zi-te la Chișinău. Alo, bună ziua! Firma Lux Design? Da, Vitalic așa dacă am și da. Îmi place, e frumos, tot e frumos, dar cu mesajul ăsta am exagerat eu o leacă casa mea, regulile mele, dar și ție nu o scoatem, da. Da. Ar facem alb frumos, așa, ia-mi și bine, hai, vă aștept.